În urma apelului disperat al unui părinte venit prin dispeceratul național Salvamont, Salvamont Argeș a acționat în noaptea de vineri spre sâmbătă cu o echipă de prim răspuns pe Valea Rea, spre stâna lui Burnei, pentru a verifica dacă trei tineri cu vârste cuprinse între 24 și 27 de ani sunt în zonă și că nu au probleme. Cei trei plecaseră de dimineață din București, urma să înnopteze la stâna lui Burnei și apoi să pornească spre Vârful Moldoveanu. Îngrijorarea părintelui era că cei trei tineri nu aveau echipament adecvat pentru o astfel de ascensiune în condiții de iarnă. Salvamontiștii arceșeni au trimis echipa de prim răspuns care să încerce să-i determine pe cei trei să renunțe la această drumeție pentru a evita astfel o tragedie. În același timp a fost în așteptare și echipa de sprijin formată din 6 salvatori montani gata să intervină dacă situația din teren pe care ar fi transmis-o echipa de prim răspuns ar fi impus acest lucru. Mai departe de zona asta nu s-a mers cu mașina. S-a mers și puțin de săptămână. Uite, și ultimele urme sunt ATV-ul înguste. Da. De mult, peste săptămână. Asta. Da. Și nici urmă de om, nu e. Nici de azi, nici de ieri, nici de săptămână. Da, acum. Măi, ai de la... cabană. Dacă nu, mă uităm să nu fiu luată spre Zârna. Spre Zârna? Păi ce să caute la Zârna? Am văzut drumul pe circulat spre Zârna. Mă ajută să vede că e... Și clar, în zona asta n-au fost. Căutările au durat toată noaptea de vineri și toată dimineața zilei de sâmbătă. Cei trei tineri au fost găsiți în stare bună pe Valea Buda. Se pare că aceștia au întors autoturismul la vreo 20 de kilometri de fundul văii din cauza condițiilor pe care le prezintă drumul. Salvamontiștii arceșeni atrag atenția că până la sfârșitul iernii niciun drum forestier nu este practicabil până sub creastă, indiferent de tipul mașinii. Pe culoare vin avalanșe, ceea ce face imposibilă trecerea.